Ok, și salutare, bine v-am regăsit, facem un nou vlog. Dacă vă întrebați cumva astăzi de ce mă uit în direcția aceea, mă uit deoarece în direcția aceea este un telefon, iPhone-ul meu, cu care fac live-uri și sunt live de pe TikTok. Ia fiți atenți aici. Ia uitați pe broaderii noștri aici, frumos. iPhone-ul e iPhone, să moară Larisa dacă nu iPhone-ul e iPhone, e șmecher. Avem deocamdată 700-800 de persoane. Uite, îi salutăm pe frații noștri și îi pupăm pentru cadouțuri. Sunt broaderii noștri, fac broaderii noștri și follower și acolo tot ce trebuie, pentru că și când mă duc la partidele de pescuit, frații o să stea cu noi pe zonă aici, da? Îi salutăm, îi pupăm și rămâneți alături de noi toți, pentru că astăzi o să mâncăm de să vă arunc în aer pe toți. Care vrea să-l arunc în aer o să stea alături de noi în seara asta. Fiți atenți, astăzi vreau să vă arăt în camera lui Greni această casă pe care nu mai dărâm. E casa mea frumoasă, deoarece și plouă afară, e o vreme mohărâtă. A venit primăvara, frățiorii mei, ia uitați-vă. Primăvara, pomii sunt înfloriți, BMW-urile așteaptă, barca așteaptă să mă duc cu ea la plimbare. Broaderii noștri aici pe TikTok ne așteaptă să facem un episod de la puternic, că sunt toți sângele meu, care mai de care. Îi aruncăm în aer imediat, mai ales cu mâncarea pe care o facem astăzi. Ia uitați-vă ce avem aici, ceva frumos. Haideți să o luăm ușor, ușor. M-am aplicat pentru că mi-au ieșit și retele astea de la pufoși ăștia, deoarece e foarte răcoare afară. O să fac focul acum, pentru că e foarte rece, e destul de, cred că sunt vreo 6 grade afară. O să punem, să facem mămăliguță aici, frumos, pe zonă, și avem peștișorii pe care i-am prins pe lacul Pantelimon. Deci acești pești am prins pe lacul Pantelimon și spuneau unii și alții: oh my god, acești pești nu sunt bun de mâncat, să vedeți, o să-i mănânce broaderul cu toată... Ia fiți atenți aici, un oblet, mai sunt cu toată pofta, o să îi mâncăm astăzi. Avem frumos sare, usturoi, mălai, ando, carnea, niște cârnăciori foarte gustoși. Această carne va avea un rol special pentru că o să o fac pomana porcului, exact ce trebuie. După care avem niște cartofiori frumoși pe care o să îi punem pe plită aici și o să-i acoperim cu o oală frumos așa ca să se facă ei. O să-i punem pe plită, ăștia sunt ultimii. Cartofi pe plită. Și o să vedeți toată săptămâna live-uri și vloguri cu nebunul de Shary Vlog-R. Aici avem niște untură pe zonă, mamă ce untură perversă, și cu această plită intergalactică facem un foc australian și îi aruncăm pe toți în aer, pe toată lumea o aruncăm în aer aici, că sunt frații mei. Care e cel mai nebun vlogger în lume? După care o să ne vedeți la măsuță. Dar mai întâi să facem acest foc intergalactic, să dăm foc la sobă, să o aruncăm în aer. Haideți să ne apucăm de foculeț prima oară. Bineînțeles că o să-i dăm foc cu această intergalactică brichetă. Broaderii noștri sunt aici, să nu uitați, tot timpul le dăm un follow acolo unii la alții. Și avem aici, ca să vă arăt așa un tutorial, exact cum fac eu, luăm lemnele astea mai groase, le depozităm mai acana, cum se zice. O să facem așa un vlog de ăsta frumos. Ce credeți? Am curățat plita. Am curățat-o, fraților, e curată. O să facem un foc aici. Am curățat și gaura de vizitare. Hai că asta trebuie să fie deschisă ca să preia oxigenare. Și fiți atenți. Eu acum o să pun o grămadă de lemnișoare de-astea micuțe. Ca la bunica acasă. Trebuie să le așezăm strategic ca să poată lua foc. Haideți că nu o să vă arăt eu chestia asta decât când îi dăm foc. Majoritatea știți să faceți foc. Da, acum lucrurile astea frumoase așa de la țară. Ia fiți atenți cum arată aici. Cum arată cămăruța asta mea. Șmecher, mă. Dorme aici, îți încarci energia. Și misiune îndeplinită. Am aprins focul. Ia uite. Mamă. Altă viață de broaderi. Altă viață. Arde frumos. Frige și n-are gură să strige. Da? Uite, aici e accelerație. Dacă cumva desfac ăsta, arde focul mai tare. Și soba se încălzește ușor. Plita, uite, plita e prima care se încălzește. E șmecher. După cum știți, măsuța cred că are 200 și ceva de ani. Ce credeți că vreau să fac acum? Trebuie să curățăm acești cartofi intergalactici de pământ. Ăștia sunt curățați? I-am curățat, nu mai trebuie să-i mai curăț, îi punem direct pe plită, dar nu acum. Mai lăsăm un pic să se încălzească, tocmai că o să mă schimb și eu după ce se va încălzi. Tăiem cărnița, o să pun camera și o să mă filmez când le fac pe toate așa pe rând, ca să vedeți și voi, cum v-am promis. Și vlog și pe live, pentru că așa e viața frumoasă, noi să fim iubiți și sătui, că dragostea mai trece și prin stomac. Am cuvintele la mine, ești nebun. Ușor, ușor, cartofii îi curățăm, îi transformăm din pelicula pe care o au pe ei, o peliculă, să zic așa, mai murdară, într-o periculă mai curată. Bineînțeles că o să-i clătim, o să-i clătesc, după aia îi tai și îi fac forța forțelor. Și îi aruncăm repede la prăjit în untura pe care o avem aici. După care pregătim carnea. Broaderii sunt cu noi pe zonă, nu ne iartă, după care o să curățăm peștele. Vreau să vă arăt așa pe sărite, pentru că o să vă învăț în multe partide de pescuit, pur și simplu cum fac eu mâncarea și o să mă vedeți live, și pe TikTok, cât și pe YouTube. Ok, după cum vedeți am pus clopotul aici pe sobă, hai că da, și avem nevoie de untură intergalactică, dar nu foarte multă. Mamă, s-a și încins, a? E ce trebuie. Mamă, nu pot să vă transmit așa sunetul ăsta intergalactic. E marfă, gata. Nu vreau să pun multă untură. Aia ajunge pentru că eu fac cu puțină untură și cartofii se vor prăji foarte, foarte repede și foarte bine. Îi face broaderul vostru acum și vedem când dăm cu ei în clopot. Ok. Combinația asta mai cere încă un pic. Și fiți atenți aici. S-ar putea să avem efecte speciale când vom pune cartofii aici. A? Altă treabă. Wow, de luce, nu foarte mulți. Hai să vedem cam cât punem, pentru că uite, e untură puțină, da? Și ei se vor face foarte, foarte repede. Când e untură mai puțină, untură, tot ce puneți voi acolo, da? Se vor face mult mai repede decât dacă ar fi, ca să zic așa, untura mai multă, că majoritatea spun, a, hai că vreau eu să fac combinația asta și să pun untură multă. Nu, frățiori, uite, acum dăm focul mai tare, umblăm aici la caserie, ăsta frige și n-are gură să strige, uite așa, da? Și acum se va încinge mult mai repede, o să se facă mai repede, pentru că așa se ardea untura, da? Uite, deja se aude cum se turează din ce în ce mai tare cartofiorii. Ăsta e secretul. Ulei puțin sau untură, ce puneți voi în tuci, și or să se facă foarte repede. Cu broaderii pe zonă, mai avem încă o prăjeală. Ia să vedem cam cum ar arăta, domnii. E, ăștia sunt gata. A? Sunt gata. Ia uite, ce mișto s-au făcut. Cât de frumoși sunt. Cât de bine arată. Cât de gustoși. Ce înseamnă făcută la plită. Mamă, ce de bine arată. Ce de bine arată. Ia fiți atenți, lume. Atenție, impact puternic, emoțional. Acest impact pe care îl vedeți sunt acești cartofi intergalactici, putem spune. O să-i pun eu, uite, aici, că lucrez cu o mână ca să vă și arăt. Trebuia să mai fie cineva să mă ajute, dar nu-i problemă că mă descurc, vă arăt așa pe sărite. Ia fiți atenți aici. Am înnebunit TikTok-ul de broaderi. Am înnebunit lumea. Avem 1300 de persoane deocamdată. Câte 2-3 mii de persoane se strâng. Peștii pe care i-ați văzut de pe lacul Pantelimon sunt gata curățați. Îi dăm prin mălai și facem. Cubulețele acestea intergalactice vor fi imediat depuse în baza. Alo, baza. Ia să vedem barza. Ia uite ce avem aici. Mamă, să vedeți ce le facem aici la nenorocirea asta intergalacticuță. Vă nenorocesc și vreau să faceți și voi. Mai avem o dată de făcut. Vreau să faceți și voi așa ceva ce fac eu aici. Ce credeți? Pe lângă toată nebunia asta, cei care stau pe live mi-au comentat că nu ne-ai ispitit în perioada asta în care noi facem pur și simplu liniște în stomacul nostru, deoarece e post. Să mă ierte Dumnezeu, n-ai terminat direct, vreau să zic, că n-ai terminat. 1000 și ceva de persoane, 1700 de persoane, uitați, le avem aici, 1700 de persoane direct pe live, stai să vedem dacă, uite așa, avem aici 1700 de persoane și o să urce în continuare, chiar foarte, foarte multe. Și avem și niște cârnăciori, sunt cârnați tăiați din bardă, nu sunt făcuți de mine acasă, dar o să vedeți ce o să fac din toamnă. Cârnați, afumătoare, toate nebuniile pe care le vedeți aici, o să le fac eu. Ok, cartofii am scos, după cum observați aici, cărnița, o să punem cârnații și cârnații punem chiar acum. Vor fi niște cârnați extra terminali, ia uzi. Hai că ia uzi. Ușor, ușor încep să sfârie. Uite așa, da? Frumos. Ca la bunica acasă. Ia fiți atenți. Nu cu nenoroceală, cu frumusețe, cu nu știu ce. Știu ce vreți să spuneți, că bă, ar fi trebuit mai puțină untură. Nu, nu, las-o așa. După care scoatem untura și facem mămăligă, după ce clătim tot. Dar, de exemplu, 3 șarje am dat aici și de fiecare dată arunc sare peste ei, la sfârșit, ca să nu îi moaie, ați înțeles? Probabil majoritatea dintre voi aruncați sare când prăjiți cartofii, nu e bine așa. Sarea se pune la sfârșit, vor fi mai criminali, mult mai buni. Ok? Am pus un pic de sare, aceștia sunt gata. Auzi, TikTok-ul e pe zonă, cartofii sunt gata la ceaun. 3 bucăți am făcut, 3 bucăți. Fefi, băieții mei, familia mea mănâncă de rupe pământul, în care, ca lumea. Deci, după ce o să scot cârnații care se vor face foarte repede, acești cârnați cu putere în ei, niște cârnați care au putere în ei, de 600 de cai, câte fiecare cârnat, pe care îl vedeți aici, imediat o să adăugăm carne. Iar această carne nu o să meargă niciodată fără cimbru. Mamă, cum? Ce ai, mă, mirosul ăsta de cimbru e teroare, teroare intergalactică. Cimbru și sare, atât, fără delicat, fără nimic. După care curățăm usturoiul și am terminat. Cârnații aceștia sunt gata, sunt depresurizați. Gata, ce să mai iau? Uite. Mamă, cum arată! Acești cârnați sunt depresurizați și nu pot sta nicăieri în altă parte decât aici. Asta pentru cei care m-au rugat: și ai, nu mai faci nimic de mâncare? Ei, stați că revin eu acum și vă nenorocesc. Mai ales mâncărică la disc, la corp, afară, în grădină. Mâncărică în grădină, da? Aude ce e acolo. Are you ready for this? Mamă! Prăjim carnea, unde am prăjit și cârnații și cartofii primii, ca să nu se ardă, și n-au cum să se ardă, atâta timp cât respectăm unele chestii, da? Și o prăjim în cantitate, să zic așa, jumate-jumate. Gata? Luăm asta frumos și amestecăm aici. Ia uite. Și îi lăsăm. O să vă garantez că o să iasă nenorocit. Ca să nu zic altceva. Nenoroceală, ia fiți atenți aici. Hai că unde au intrat alea, mai intră și asta. Și acum, să fiu sincer, unde intră alea, intră toate. Așa, hai că nu-i cantitate mare, nu mai fac dublă. Atât. Lasă-le așa, că știu eu ce fac și o să vedeți cum ies. Cum ies în evidență. Revenim imediat după. Mamă, ce aici? Avem de pus niște cimbru, în timp ce carnea, după cum observați, scade. Și ea și-a lăsat apă, vă dați seama. Și ea o să scadă, mamă, cimbrul ăsta e nenorocit rău. Ea o să scadă și o să rămână doar untura, după care se va prăji, se va rumeni exact cum trebuie. O să vă arăt într-un vlog următor cum fac eu și pulpe scăzute și carne de porc scăzută. O să vă arăt, am un secret, poate măicuțele voastre sau unii dintre voi îl știți, dar vreau să-l vedeți de la mine, da? Ca să vedeți și voi ceea ce face broaderul. Se poate face. Urmăriți-vă pe Facebook, Fish Hacker, Roman Paul Gabriel, am 2 Facebook-uri, și grupul pescarilor. Grupul pescarilor se numește Academia Tinerilor Pescari pe Facebook. Ori suntem oameni și mâncăm mâncare făcută acasă, ori nu suntem. Brother frumoși, să știți că aici ceea ce se vede nu este o ciorbă, da? O supă. Este apa lăsată din carne. Ați văzut că e apă în carne până la balamuc. Ea fierbe ușor până se va duce toată umiditatea din untură, după care va rămâne untura. Gândiți-vă că în acest timp ea fierbe. Observați, da? Ea fierbe și devine foarte moale. Asta e, ca să zic așa, un secret superb. Iar după ce se va duce toată apa din zeamă, da, se va evapora prin fierbere, o să rămână untura. Ați văzut? Untura simplă. Și atunci o să le prăjim un pic, să le rumenim, să devină un pic mai rumenit, așa. Depinde cum vă place fiecăruia, ca să zic așa. Dar trebuie să se ducă toată apa de aici. Uitați-vă și voi. Că acum aveți impresia că e... Maică, da? Aveți impresia că e o ciorbă. Nu. E... Da, ce aici ai putea să mănânci așa, ca să zic. Tot timpul dați în ea câte un pic, în mâncarea asta frumoasă, și o să vedeți cum arată la sfârșit. Și acum să punem peștișorii, atâta timp cât o să mai scadă cărnița, în colas, peștișorii de pe lacul Pantelimon. Avem aici niște peștișori frumoși, Să știți că nu sunt, deci eu par singur în cameră, chiar sunt singur în cameră, dar câte 1800-2000 de persoane stau pe TikTok cu mine pe live și mă bucur să le demonstrez că cea mai bună legumă ar fi și peștele, dar totuși cea mai bună legumă rămâne carnea de porc. Hai că da, cea mai bună legumă e porcul. Și uitați, așa facem noi aici și sper să faceți și voi. Și o să vă arăt cum mănânc eu pește de pe lacul Pantelimon, cum ziceau majoritatea. Cum ziceau majoritatea, cum să mănânci peștele de pe ghena aia de lac. Dar ce are mă lacul? Că în Dunăre, Dunărea e mai murdară ca lacul Pantelimon, vă spun eu sincer. Deci Dunărea, mai ales când vine de unde se varsă, păi gândiți-vă că se varsă toată Dâmbovița. Toată Dâmbovița se varsă în Dunăre. Da? Și uite că am mâncat pește de acolo și n-am murit. Gândiți-vă ce pești sunt pe Dâmbovița, că sunt pești pe Dâmbovița, nu partea de la, din București, de unde se varsă din lacul Morii, nu, ci partea de la Glina încoace, de la Glina încoace, canalizări, tot, de toate canalizările se... Da, nu se știe că cea mai murdară apă și poluată din România e, da să zic așa, Dâmbovița, dar din partea aia. Și gândiți-vă că se varsă și Argeș și cei care stau pe lângă case, pe lângă Argeș, pe lângă case, pe lângă lac, gunoaie. Și uitați, așa ne facem noi treaba. S-ar putea să intre toate. Nu vreau să fiu nesimțit. A, să intre, mai zicea cineva, mai intră mulți, lasă intre, aude că suntem 1900, 1200 de persoane, nu? Câte, nu, 1900, 1200 am vrut să zic, aproape, am fost și câte 2000, 3000, păi, vezi ceva, ca să zic așa cum trebuie pe Live The Brother, vezi ceva inventiv la mine pe canal și fii atent, au intrat toți. Acesta este obletele, cel mai dulce pește pe care îl consider eu și peștele care se prinde și ei gratis peste tot. Se prinde cam peste tot. Uite, oblețelul. A, au intrat toți, mă, într-o oală, mă, că e oala mare. Oala mare. Ia să vedem unde îl bag și pe ăsta. Uite aici. Am o, ca să zic așa, o cratiță de pește. Și n-am prins atât, am prins vreo 4 kg și ceva, da? Pește de pe lacul Pantelimon. O fi bun, o fi bun. Vedem noi acum. Mama, am făcut șorim. Uite, și ușor, ușor, dacă ați observat, s-a retras apa care era aici. Și carnea s-a făcut și o să fie atât de fragedă încât o mănânci cu ochii. Mă rog, Larisa, dacă nu-mi plouă în gură. Uite, în curând se va duce toată umiditatea și va rămâne numai untura. Hai de capul meu. Ok, următorul pas. Am scos peștișorii după ce i-am prăjit bine de tot. Avem aici un pic de sare pe care vreau să-i atingem așa la suflet, un pic așa în stilul șmecher. Aoleu, ce poftă o să fac când mă duc la pescuit și mă uit la video ăsta. Gata. În acest moment avem una, două terminate. Dar mai e ceva și mai vine cineva. Aici avem ceva. Uitați cum facem. Aici o să punem cartofii care s-au scurs. Vedeți? Eu am pus aici la scurs, ia uite. Și o să punem frumos așa cu grijă, cu o singură mână. Ia să vedeți, poate îi dau pe jos pe toți. Repede, pac, și am terminat frumos așa. N-au căzut deloc pe jos. Să meseriași, să meseriași, ce să zic. Și acum o să punem aici bucățile de carne, da, frumos. Lasă-mă că e la mine acasă, mă, n-au plecat de aici. Ia uite, ce power. Cu ocazia asta, a acestor cartofi intergalactici, o să punem sare și pe spatele lor. Da, 2000 de persoane care sunt aici, pe live, sunt alături de noi și îmi cer scuze încă o dată față de ei că le fac poftă. Avem peștele făcut, usturoiul acolo, frumos, cartofiorii și acum va trebui să scoatem nebunia. Și uitați-vă cum arată nebunia. Deci nici nu vă dați seama ce e aici. E absolut... Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce e, mamă, ce e pe dedesubt, asta vă zic, ce rămâne pe jos. Ce rămâne pe jos e absolut nenoroceală. Aici era bine de băgat niște brânză de burduf, ia lăsați-mi în comentarii. Brânză de burduf, așa făcea tata, Dumnezeu să-l ierte. Mama, dacă era tata aici de nu mânca, hai nega, mă mai îl duceam la spital. Brânză de burduf cu ce a rămas aici? Mamă! Plouă în gură, ești nebun. Și amestecat așa cu brânza aia de burduf, e un pic iute. Vedeți, toată Ia, uitați-vă ce rămâne aici, vedeți? Toată asta, toată nebuneala asta, prăjeala aia. Aia e cea mai bună, am observat în comentarii și broaderii îmi spun: băi, n-ai nenorocit, ce să zic. Uite asta de aici. Da, colesterol level 150. Acum trebuie să îl spăl ca să fac mămăliguță și revenim. Ce ai, mai ești nebun, ce fac aici? Se lasă greu. Aici e tot mai bine pentru că se și scurge. Ia uite, excesul, vedeți? Ia uite. E bine. Hai că nu mănânc untură deloc. Gata, broadele, am scos cărnița, dar m-am sucit, nu mai fac mămăligă și cei de pe chat mi-au spus mulți că sunt aici, că sunt vreo 3000. 2600. Au fost și mai mulți, îi salutăm pe toți că sunt frații noștri frumoși și au spus să nu mai fac mămăligă, trebuia să mă duc să spăl cea unul pentru că celălalt e murdar, nu mai. Și știți ce facem acum? Frumos, cartofi pe plită, cartofii aceștia îi voi pune aici și voi pune cratița peste ei și ei se vor coace așa ca mielul haiducesc în lut. Hai că la 1.000.000 de abonați o să fac miel haiducesc în lut. Să vedeți și voi, cu în groapă, băgați așa. Mamă, miel haiducesc, dacă nu, vai de capul meu. Pă, familia mea, ce ăsta, miel, taur, cocrodil. Da? Uite-l, uite-l. Gata. În acest moment se vor face super, deoarece, bine că aici nu o să mai pun mâna peste câteva secunde și ei se vor coace și ce credeți? Când va trebui să-i întorc, îi dau așa, ba în stânga, ba în dreapta, că ei se vor răsuci, ați înțeles? Șmecheria. A, uite. Ok, fraților, și a venit momentul decisiv în care va trebui să mănânc toate aceste bunătăți. Nu știam eu cam cum să pun camera. De fapt, dacă o pun nu e prea departe pe masă, eu zic să vă arăt așa câte puțin, pentru că o să le fac poftă. Sunt 2500 de persoane pe live, pe TikTok și le fac poftă. Îmi cer mii de scuze față de ei, că îi rog să mă ierte, ei îmi donează și eu le fac poftă. Nu știu cum vine asta. Le mulțumesc. Le mulțumesc și vă mulțumesc și vouă că sunteți alături de mine. Sunt convins că ați fost pe live. De data asta cu pâine, data viitoare cu mămăligă. Și luăm o bucățică de pâinică. E pâine de aia șmecheră. Și ce să zic, de ce să mă apuc de un cartof, de alt cartof pe care îl muiem în usturoiul acesta intergalactic, după care va trebui să luăm din această cărniță o bucățică și vedeți cum arată. Aveți impresia că la prima vedere ar fi o piatră plină cu pământ. Vă zic că nu e așa, iese abul din ea, e nebunit la cap. Iese abul din ea. O pun pe masă aici. Să vă mai arăt una. Nu vreau să fiu nesimțit, dar mie îmi place să cotrobăi așa, dar nu știu cum să vă spun. Toate sunt bune. E una mai bună ca alta. Uitați-vă și voi. Iese abur din ea și atât de fragedă. Uitați-vă și voi cât de fragedă e. Deci ca să înțelegeți. Veți spune probabil: băi, fratele meu, e foarte nașpa. Nu. Uite cum e. Se rupe imediat. Deci am făcut-o să fie criminală. Cât despre cârnăciori, ăștia mergeau la tochitură. Mamă, ce aroma avea tochitura cu cârnaci ăștia. Dar ce credeți? Nu ba mâna și mi-au din nou. Și ca să fac așa o mozoleală sentimentală și frumoasă, avem peștele de pe lacul Pantelimon. Un pește care majoritatea spun că invidioși. Ce să mai zic? Invidioși. Ba că nu-i bun, ba că e așa, ba că e apa nașpa. Băi, știți care e treaba? Voi dacă nu vreți să mâncați, mie o să-mi prindă bine, pentru că nu-i mâncați voi, o să-i mănânc eu și o să rămânem mie mai mulți. Hai că da, la cu Pantelimon, la pod, pescuitul gratis, o roșioară intergalactică, cu o mână mănânc. Doar asta o scot din ea, atât. Doar asta. Am scos-o din ea, iar restul... Ce nesimțit sunt să mănânc cu asemenea poftă. Iar restul se trece la dispărute. Ok, fraților, până data viitoare, cu voi a fost Shary Vlog-R. Am început vlogurile nebune și o să vă arăt mâncare de pe lac când pescuiesc. Unde? Pe cel mai mare canal de pescuit, Fish Hacker. cel mai mare canal de fishing din România. Până data viitoare, aveți ce urmări pe Fish Hacker și aici pe Shary Vlog-R la videoclipuri. Vedeți că aveți vreo 300 de videoclipuri de vizualizat și bineînțeles pe Facebook Fish Hacker sau Roman Paul Gabriel și tot pe Facebook grupul Academia Tinerilor Pescari. Stați aproape, cu voi a fost Shary, ne vedem în episodul următor.